Urmărire periculoasă pe străzile din Râmnicu-Vâlcea după ce un polițist rutier din Călăraș a refuzat să oprească la semnalul colegilor săi. Numai puțin de 12 focuri de armă au tras polițiștii din Vâlcea pentru ca tânărul polițist să oprească mașina. De ce nu ai oprit la semnalul polițiștilor? Când a putut să semna, să opresc pentru că nu a fost la volan. Deși era beat, tânărul polițist a ieșit la plimbare cu mașina pe străzile din Râmnicu-Vâlcea. Un șofer cu spirit civic a observat că tânărul conducea haotic, așa că a sunat la 112. Mai multe echipaje au pornit în urmărirea lui, însă polițistul nu a oprit la semnalele colegilor săi, ba mai mult a călcat mai tare pedala de accelerație. A urmat o urmărire periculoasă pe străzile orașului, care s-a încheiat abia după ce agenții au tras mai multe focuri de armă, inclusiv spre mașina polițistului. Tânărul polițist a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice, dar susține că nu el se afla la volan, ci un prieten de-al lui. Nu am fost eu la volan. Eu am fost în spate și îi spunea lui ăla disperat că eram dudă de beat. Exact cum sunt acum, mi-a mai trecut, e ok. Dar mi-a explicat atâtea ori când eu l-am luat pe ăla să mă duc acasă și tu mă iei pe mine și mă tăpălești. Acesta a făcut un scandal de pomină după ce a fost încătușat de polițiști și nu a ezitat să îi amenințe pe colegii săi de breazlă. Vă credești mecher, dar n-am făcut școala împreună. Stai așa că nu e chiar așa. Ați făcut 2 ani de școală și râdeți la mine în față. Băi, te liniștești dacă îți dăm jos cătușele. Nu! Bă, pușcărie, vă bag! Bine! Polițistul scandalagiu a refuzat să sufle în etilotest și a fost dus la spital unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Deocamdată, polițistul a fost sancționat pentru că nu a oprit la semnalul polițiștilor, iar în funcție de rezultatele probelor de sânge se va stabili dacă fapta sa este sau nu și infracțiune.